Bună ziua, Bezei Life, ora 15. Dacă o emisiune înaintea noastră ne-a scos în prim plan zona medicală, e importantă. Dacă ieri vorbeam cu tineri, cu un profesor al Universității Alexandru Ioan Cuza, vorbeam de centru de învățare și am avut un tânăr prezent și vorbea de spirit, el fiind student masterand la Facultatea de Teologie Ortodoxă. Astăzi am plăcerea, am onoarea și mulțumesc pentru deschiderea pe care ne arată oamenii, pentru că proiectul nostru asta își dorește să scoată în prim plan oamenii. Fără oameni nu putem face absolut nimic, chiar dacă suntem pe rețea de socializare acum. Dacă n-am avea oameni care să construiască ceva și n-am avea gânduri, n-am realizat nimic. Astăzi veți vedea, vă invit încă de pe acum, dați like, dați un like, dați un share, postările noastre pe pagina de Facebook Bezei, intrați pe Bezei Live, intrați pe YouTube. Vom vorbi, terminând și facultatea de istorie și vă voi prezenta invitatul de astăzi, invitat special. Eu cred că orașul Iași, după un ultimul secol, va trăi în această vară un moment epocal și nu mă feresc de cuvinte, pentru că la Iași, pe data de 1 iunie, va fi prezent și ne bucurăm de acest lucru, suveranul pontif. Papa Francisc va fi la Iași, chiar dacă pentru câteva ore, dar va fi la Iași. Înseamnă că orașul nostru, acolo, plecând din Argentina, țara natală a suveranului pontif și ajungând până în Australia, va fi pe o hartă. Nu e întâmplător momentul vizitei suveranului pontif, nu va fi doar Iașu, vor fi și alte localități din România, dar e un semnal. După ce Papa Ioan Paul al II-lea a venit în România după 1990 și a fost un moment de suflet, e, cred, timpul să ne întoarcem și la sufletul nostru. Dar acestea fiind spuse, astăzi preotul Adrian Blăjuță, Episcopia Romano-Catolică, dieceza de Iași a Bisericii Romano-Catolice, vă mulțumesc frumos pentru că ați acceptat invitația noastră. Și eu vă mulțumesc pentru această invitație și eu m-am uitat așa un pic pe unde sunteți și câți oameni vă privesc și chiar mă bucur să îi salut pe toți privitorii noștri și ascultătorii. Sunt tineri foarte mulți. Și tineri foarte mulți pentru că ei folosesc această platformă de socializare, Facebook, dar și celelalte mijloace social media. E foarte important să fim și acolo pentru că cu toții avem nevoie de informații, de mesaje, de, să zicem, mesaje de la inimă la inimă. Știu că Facebook-ul, știu că mijloacele acestea de comunicare poate nu te ajută să simți cu adevărat inima unui om, da? Dar facem tot posibilul și mă bucur pentru această invitație să vorbim între noi și să vorbim cu cei care ne privesc. Și sperăm ca să fie o oră, să fie un timp câștigat de toți. Cu siguranță va fi pe video-ul și vă mulțumesc frumos, vor rula, vom vedea secvențe, suveranul pontif în prim plan, mulțumesc frumos pentru că ne-ați trimis dumneavoastră. Sunt tineri care ne urmăresc, nu doar din Iași, nu doar din România, din străinătate și aș vrea să începem cu acest subiect extrem de important, toată lumea își dorește să participe la acest eveniment, el va avea loc în piața Palatului Culturii, să ne bucurăm noi ieșeni, noi români, de acest moment, indiferent, e și Săptămâna Mare, iată, le urăm toate gândurile, să aibă parte de toate gândurile pozitive în aceste zile creștinii catolici. Vizita suveranului pontif, haideți să le oferim informații oamenilor, dincolo de când va fi momentul, asta am spus, să le spunem cum pot ajunge în piață. Până acum eu cred că sunt foarte mulți oameni care deja își doresc să fie prezenți. Dar hai să vorbim de lucrurile organizatorice, pentru că importanțele aflăm de la dumneavoastră ca oficial al diecezei, astfel încât să ne imaginăm Iașul va fi foarte populat în acea perioadă. Va fi în centrul pământului, putem să spunem, pentru că, într-adevăr, știm foarte bine, Papa are o vizibilitate mondială și nu neapărat că este șeful cel mai mic stat din lume, Vaticanul, dar pentru această
misiune morală pe care o are. Este un lider și liderii în general sunt priviți și cred că toți privim cu atenție și cu admirație spre oamenii frumoși. Cei care inspiră încredere, cei care se apropie de oameni, care oferă încredere, revenim la leadership, la ce înseamnă să fii un adevărat om frumos, un lider. Și cred că asta văd oamenii în Papa Francisc. Un om adevărat, un om frumos care știe să se aplece față sau spre toate categoriile de persoane, se apleacă așa frumos spre copii, ia în brațe, îi ridică, îi sărută, îi îmbrățișează, se apleacă spre cei bolnavi. Avem atâtea imagini cu Papa Francisc care îmbrățișează pe bolnavi, cu tot felul de boli, oameni desfigurați fizic, dar Papa privește la inima acestor oameni, chiar dacă sunt desfigurați fizic, spuneam. Se îndreaptă spre politicieni. De multe ori îl vedem foarte serios atunci când este cu politicienii. A avut vizita lui Trump, de exemplu, sau alții politicieni. Îi primește, îi întâlnește și vrea să le vorbească și lor, așa cum vorbea și Iisus în timpul său. Îi vizita și pe cei care poate erau mai păcătoși, poate erau mai dintr-o parte. Pentru că ăsta este rolul Papei Francisc. E un lider moral, un lider spiritual. Noi, în Biserica Catolică, pentru noi este Sfântul Părinte. Noi așa îi spunem, pentru că e Părintele nostru spiritual. Toți avem nevoie de astfel de persoane care să creeze unitatea. În Biserica Catolică, haideți să ne oprim un pic aici. Vă rog, și după aceea să sunteți în prim plan. Da, e un lucru care vreau să-l transmit și să le împărtășesc privitorilor noștri, înainte de a da acele detalii, și le vom da. Da. Așadar, rămâneți cu noi. Papa Francisc, pentru noi catolici, este Sfântul Părinte. Așa ne adresăm noi lui. Nu pentru că acum este Sfânt, Biserica gata l-a și canonizat. La fel cum, de exemplu, îi spunem prea fericitului Daniel, îi spunem prea fericitul, chiar dacă nu totdeauna este el prea fericit, nu? Că nu sunt momente care de tristețe, o fiecare om. Dar și momentul acela e în uriaș și îi spun prea fericirea voastră, nu? Asta este titlul pe care îl folosim și noi pentru Papa Francisc. Sfântul Părinte. Și pentru noi e un părinte. Așadar, el este cel care creează unitatea între noi. Toți cei care sunt încredințați păstoririi sale, cei aproximativ 1.300.000.000 de credincioși catolici, de mai multe rituri, nu numai latini, nu numai romano-catolici, dar și greco-catolici și alte. Mă trezesc, străbunicii mei au fost greco-catolici, dinspre mama mea, ca să vă dau un exemplu, apropo de greco-catolici. O comunitate extraordinară în România, cu suferințe. Poate vom discuta un pic mai încolo și despre acest lucru, dar bineînțeles. Asta spuneam. Papa Francisc pentru noi dă unitatea bisericii. Vedeți, în Biserica Ortodoxă, Biserica Autocefală Română, de exemplu, este Patriarhul Daniel care dă unitate Bisericii Ortodoxe Române. Ei, și sunt mai multe biserici autocefale, poate aici este o greutate pentru a se întâlni, pentru a face anumite concilii, pentru a discuta aceste lucruri, pentru că sunt mai mulți capi și atunci e un pic mai dificil. La noi, în Biserica Catolică, este un singur cap. E Papa Francisc. El îi adună pe cardinali, el adună sinodul episcopilor. Sinodul episcopilor este acea instituție care îl ajută în stabilirea anumitor lucruri la Vatican și, bineînțeles, cardinalii care sunt apropiați de Papa Francisc în diferite dicasterii, e un termen, adică un fel de ministere, da? Cum avem în România, Ministerul de Interne, Ministerul de Externe, aceste dicasterii, unde sunt cardinali, sunt diferite persoane, îl ajută pe Papa să conducă Sfântul Scaun la Vatican, dar și Biserica Catolică în întreaga lume. Și ca să facem un pas înainte, în fiecare stat există un reprezentant al Sfântului Părinte în persoana nunțiului apostolic. Iar noi la București avem un astfel de nunțiu, Mauri Buendia, care îl reprezintă pe Sfântul Părinte la nivel de instituție, de stat în România. Așadar, asta vreau să scot în evidență, rolul unui papă, așa mai simplu. Și vă completez,
Această imagine arată, imaginea era înainte, te rog, Adam, dacă poți să te întorci la acel moment. Și acest moment este impresionant. Ne arată un om. Este un om. Și noi vedem în tot parcursul său, al vieții sale, al spiritualității sale, vorbeam chiar și cu niște colegi, parcă toată viața a fost pregătit să fie papă. Prin modul său simplu, prin modul său uman de a trăi, este această imagine. E un om. În momentul în care el era arhiepiscop de Buenos Aires, în Argentina, el călătorea cu mijloacele de transport în comun. Era văzut printre oameni. Și să știți, atunci când a fost ales papă, la 13 martie 2013, a spus, este această locuință pe care ne-o oferiți în Palatul Apostolic. Mare, cu multe sute de... În fine, da. Un apartament foarte mare, dar a spus, nu mă simt bine, vreau să întâlnesc pe oameni. Și atunci a ales să meargă, de fapt, într-un hotel al Vaticanului, o casă de oaspeți, și a ales să stea în acel apartament pentru că dimineața are ocazia să meargă la Sfânta Liturghie cu oamenii, să-i salute după Sfânta Liturghie, să dea mâna cu ei și să mai schimbe o vorbă. Spunea la un moment dat că vrea să aibă informațiile și pulsul oamenilor la prima mână. Tocmai. Adică să-i simtă... Nefiltrat, neregizat nimic. Exact. Ăsta este Papa Francisc și spuneam, e format. Poate o să vorbim, nu știu dacă considerați să vorbim un pic despre istoricul, despre viața lui. Cu cea mai mare plăcere. Dar aș vrea să revenim, să le oferim, să le transmitem celor, de exemplu, mama mea și-ar dori să participe. Am văzut că e foarte interesant, ați promovat și dumneavoastră, se pot face și înscriere online. Pentru cei care își doresc, fie că sunt din Iași, fie că sunt din Bacău, din Constanța, din Cluj și vor să ajungă la Iași, că sunt români plecați în străinătate, că sunt străini, cum putem ajunge la acest moment? Ar vrea să le transmiteți dumneavoastră. Nu aș vrea, e clar că vor fi foarte mulți oameni, nu știu, la acest moment cred că sunt peste 50.000 de persoane care și-au declarat intenția. Vor fi și momente sensibile. Dar cum pot ajunge eu să particip la acest moment? Modul cum ați formulat întrebarea este foarte bun și potrivit. Pentru că noi ne-am gândit, să vedeți ce surpriză am avut. Noi ne-am gândit, când am dat drumul acestei înscrieri, da, înscrierile pentru ce ne ajută să organizăm cât mai bine această vizită la Iași, din punct de vedere al securității, este un perimetru în care vor intra un număr de persoane, sunt diferite zone. Da? Ei, când ne-am gândit noi să stabilim acest mod de înscriere, am spus, mergem pe parohiile catolice din toată zona Moldovei și a Bucovinei. E, de fapt, întinsul diecezei romano-catolice, da, de Iași. Și oamenii au început să se înscrie. Și am spus, nu doar catolici. Toți cei care doresc să se înscrie sunt bine primiți. De fapt, ar fi pentru motoul acesta al vizitei, să mergem împreună și ar fi frumos să fim cuadrat împreună. Și oamenii ales s-au înscris. Până mai recent am adunat 50.000 de persoane înscrise din toată Moldova, din Bucovina și adevărat și din străinătate. Doar că erau multe persoane care mi-au spus, părinte, noi nu suntem în Moldova. Sau alții mi-au spus, din Iași chiar. Da. Mi-este destul de greu să merg la Biserica Catolică. Să fim sinceri, nu prea sunt oameni, dar aș vrea să-l văd pe Sfântul Părinte și să-l întâlnești. Atunci am spus, trebuie să facem ceva. Atunci am avut o ofertă din partea unei persoane, unei firme locale, da, care are o platformă de înscrieri pentru evenimente și a spus, Părinte, hai să vă ajutăm. Noi vrem, vă oferim platforma și să dăm și posibilitatea înscrierilor online. Și am dat drumul la această platformă săptămâna trecută și credeți-mă, am rămas surprins. Deja sunt în 4-5 zile peste 4.000 de persoane înscrise și noi suntem cei care gestionăm înscrierile și am văzut că nu sunt doar ortodoxi sau alte confesiuni, nu sunt chiar din afară, sunt și persoane catolice. Și atunci am spus că este o posibilitate pe care o oferim, mai ales în timpurile noastre. Suntem pe Facebook acum. Oamenii... Să știm cum să folosim Facebook-ul. El nu are nicio bine dacă îl folosim. Este foarte bun și noi folosim în, da, în viața noastră, în viața noastră bisericească și în, pentru a transmite un mesaj. De ce? Pentru că știm că oamenii frumoși, oamenii buni sunt și pe Facebook și atunci mergem în întâmpinarea lor. De asta spuneam, există și această posibilitate a înscrierii online, se intre pe site
site-ul Episcopiei Romano-Catolice de Iași, www.ercis.ro. Acolo găsiți în două, trei locuri, ca să vă atrag atenția unde vă puteți înscrie. Și totodată, alte informații referitoare la ceea ce se întâmplă în această perioadă, pregătirile care sunt și cum privim noi spre venirea Papei Francisc. Asta este destul de simplu. Spuneam, ori în parohiile catolice, da, din zona de nord-est a României, ori în pe această platformă. Platforma care vă ajută online. Fie că suntem din Alba, fie că suntem din acolo, putem Constanța, găsi cum spuneați, sau sunt orice altă parte a lumii. Pentru că vedeți, noi nu ne oprim neapărat la număr. Nu ne... Irrelevant. 50.000 e ok, e un număr. Noi așteptăm spre 100.000 de persoane. Unii spun și 150.000, 200.000. Dar vedeți, nu ne interesează neapărat numărul. Dar cei care vor veni sau care doresc să vină, să le dăm această ocazie. Șansa de a avea o întâlnire istorică, o întâlnire de inimă, de suflet. Și eu vă dau mărturie despre acest lucru. Oamenii care îl întâlnesc pe Papa Francisc, eu l-am întâlnit de mai multe ori pe Papa Francisc, transmite cu adevărat o emoție, te privește, nu știu, parcă ți intră în inimă. Aș vrea să vă întreb dumneavoastră, iată ce frumoasă este această imagine. Dincolo de, să nu-și imaginezi cineva, bun, e și marketing, să fim bine înțeleși, e clar că oricine vrea să-și facă imagine. Dar eu vă mărturisesc, n-am avut această onoare să-l întâlnesc. Dumneavoastră ați avut această onoare. În privirea domniei sale, în modul în care interacționează, e altceva. Mulți cred că pot să spună. Pot să spun și mărturia mea față de dumneavoastră. Da. Asta pentru că probabil ați mai auzit și pe alții, ați mai văzut de fapt și gesturile pe care le... Unii pot să spună lucrul acesta, că are o echipă PR în spate foarte bună. Și e clar. Acum, să fim realiști, chiar este o echipă. Dar de ce să nu fie? Adică... Este o echipă bună pentru că știți de ce. Eu am studiat, apropo, și la Roma, comunicații sociale. Avem un mesaj pe care noi trebuie să-l transmitem. Alții care vor să te prindă cu publicitate, cu tot felul de lucruri. Vedeți ce bine știu să transmită un mesaj și te pătrunzi. Bă, trebuie neapărat să cumpăr produsul ăla pentru că mă face fericit. Ei, de multe ori noi ne întrebăm și în cadrul bisericii, cum putem noi să ajungem la oameni și să le transmitem cel mai frumos mesaj pe care îl are sufletul lor, îl are biserica, pe care îl are Dumnezeu și se folosește de noi. Dacă noi facem aceste imagini, dacă noi transmitem anumite informații, dacă Papa face o predică extraordinară cu cuvinte care merg la inima omului. Aici un moment istoric pe care îl vedem. 2016, întâlnirea, mama, este întâlnire, e o întâlnire pregătită, sigur, pe un teren neutru, în Havana, în Cuba. Dar uitați, este o fotografie, este o imagine. Doi lideri bisericești, Biserica Catolică, Biserica Ortodoxă Rusă, s-au întâlnit și au semnat un acord comun. O declarație. Ce declarație? Nu a spus că vezi acum, hai, voi vă dați la biserica mea, eu mă dau la biserica ta. Dar a spus, timpurile în care ne aflăm au nevoie de a fi trebuie să fim împreună în aceste timpuri. Când sunt atâtea războaie, atâtea probleme, atâtea atentate, atâta suferință, dacă noi mai stăm și separați și ne certăm unii cu alții, cred că este cea mai mare greșeală pe care putem să o facem. De asta spuneam că revenim la mesajele noastre. Avem un mesaj extraordinar. Este mesajul mântuirii. Și noi suntem în Săptămâna Sfântă acum. Vom vorbi un pic mai pe larg. Și vrem să transmitem și ceea ce a făcut Dumnezeu cu noi, iubirea Lui. Și Papa o face foarte bine prin modul său de a fi, prin simplitatea sa, prin, iată, un alt prieten, Bartolomeu, chiar de la început, la începutul pontificatului Sfântului Părinte, a fost aproape, au mesaje comune, au mers împreună în diferite locuri, în Lesbos, de imigranți, locuri din acestea. Eu
De asta spun că unii, să referim că după aia nu mai... Da, e bine să... Unii pot spune, e adevărat, au o echipă de PR în spate foarte bună, dar noi vrem să spunem că avem un mesaj, cel mai frumos mesaj pe care poate cineva să-l aibă, este mesajul mântuirii, al învierii. Ne îndreptăm acum spre acest moment și trebuie să găsim căile cele mai bune pentru a ajunge la oameni. Pentru că noi știm că oamenii au nevoie de acest mesaj. E în inima noastră. Putem să negăm lucrurile astea, putem să ne mințim, dar în sufletul nostru există acest strigăt către Dumnezeu. Sfântul Augustin spunea că e pur și simplu neliniștită inima noastră până când nu se regăsește în tine. Nu te întâlnește pe tine, Doamne. Putem să... Vă întreb, mărturisesc, că am făcut cu modestie facultatea de istorie. Mie anul 1054, acum, în contemporan, mi se pare cel mai îndepărtat și în același timp cel mai apropiat legat de ce a însemnat Marea Schismă. Eu cred că suntem în cel mai important moment spiritual la nivel global în a ne înțelege, în a încerca să ajungem la același moment în care să ne întâlnim cu divinitatea și să spunem sunt catolic, sunt musulman, sunt, nu știu, cultura zen și să ajungem sigur la acel moment de liniștea noastră. Iată, altă imagine extrem de interesantă. Sunt mesaje extrem de interesante și o deschidere. Și anul ăsta Papa a avut foarte multe astfel de momente. De fapt, a mers în Emiratele Arabe Unite în februarie. A fost în Maroc, țări musulmane. Da. Va merge în Bulgaria și în Macedonia. Acuș, în 5-7 mai. Și astfel de momente s-a întâlnit și cu comunitatea ebraică de evrei. Pentru că Papa Francisc are întotdeauna un cuvânt când face astfel de întâlniri. Fraternitate. Suntem frați. În fața lui Dumnezeu suntem cu toții frați. Și atunci când noi suntem fii, copiii aceluiași tată, nu putem să ne războim între noi, să ne certăm, să ne vorbim, să ne bârfim. Și asta tocmai spune Papa, haideți să vedem cum putem să ne apropiem mai mult. Să descoperim acele lucruri care ne unesc. Avem atâtea valori. Biserica Catolică are atâtea valori pe care le poate pune împreună și să le ofere celorlalți. Biserica Ortodoxă, avem aproape aceleași valori. Adică, sigur. Apoi, comunitatea ebraică. Sunt și musulmanii, sigur, au valorile pe care dacă le punem împreună putem să ieșim mai câștigați. Putem să ieșim mai bogați din această întâlnire. Și de asta Papa vrea să meargă și să dea acest mesaj al apropierii. Și suntem în perioada aceasta, în săptămâna mare. Vedeți, el de multe ori, Papa, spune că există un pericol al autosuficienței. O, da. Adică ajungem să ne considerăm mai suficienți nouă înșine, adică noi cu Biserica Catolică suntem ok, noi ne vedem de viața noastră, noi cu Biserica Ortodoxă suntem bine, avem toate valorile, toate dogmele, noi cu musulmani suntem, sigur, al lui... Adevărul. Și atunci spune, ce să mai mergem în întâmpinarea celuilalt? Este un mare pericol. Este un mare pericol. Pentru că ne face singuri, să fim singuri. Noi avem un concept. În românii noștri au o idee, nu? Când vorbesc despre a se descurca. Acest verb e prea des. Da, de exemplu, apropo, mi-a venit cuvântul ăsta. Noi spunem deseori, că mă descurc, m-am descurcat. Cum a fost? M-am descurcat. Chiar dacă a te descurca, de multe ori vine cu lingușeala, cu ploconul, cu șpaga și spui... Evitarea respectării legii. Am eu pe cineva care și m-am descurcat. Asta este, și spui, eu singur m-am descurcat, asta este riscul mare pe care îl avem noi ca oameni, comunitate, biserică,
societate, că și România, există și această tendință, noi în România suntem cei mai tari în Uniunea Europeană, alții ar trebui să ia exemplu de la noi, din toate punctele. Ei, trebuie să vedem un pic dincolo de orizontul nostru și asta cred eu că este important. De fapt, ăsta este și mesajul pe care ne-l aduce și Papa și cred că este un mesaj destul de actual, de a vedea un pic dincolo. Să mergem împreună este motoul întregii vizite a Papei Francisc în România între 31 mai și 2 iunie. Și toate acele locuri, patru locuri pe care le va vizita, se încadrează tocmai în acest orizont. Să mergem împreună. Împreună și pentru noi catolici, pentru că și noi suntem, să știți că nu ne este ușor. Suntem romano-catolici, suntem greco-catolici, catolici de limbă română, catolici de limbă germană, de limbă maghiară, iată mulți comunitatea din Transilvania. Și să știți că nu ne este ușor, nici nouă. Dar apoi să mergem împreună și fiind creștini, catolici, ortodoxi, ca nație, să un pic să ne coagulăm și să fim împreună, pentru că există așa de mult scandal în societatea noastră și în viața noastră și parcă avem nevoie de momente din acestea de a fi împreună. Aș vrea să completez ceea ce spuneți dumneavoastră apelând la un nume, Anton Dorcovici. S-a întâmplat acum câțiva ani, s-a întâmplat acum foarte, foarte mult timp. Am văzut un om, pentru că nu și-a dorit să se lepede de a sa credință și în căracile momentelor dinainte de 1989, și atenție, nu se întâmpla în anii 80, se întâmpla imediat după 1945, am văzut în loc un stadion la Iași, am văzut o ceremonie și am văzut, apropo de ce spuneți dumneavoastră, de prea multă ură, de prea mult scandal, de faptul că se spune nu avem modele, am văzut ce a însemnat să ne aducem aminte de sacrificiul unui om. Repet, mă refer la oameni. Biblia ne spune foarte clar, nu vă construiți idoli. Nu îi ridicați la un alt rang decât poate aceluia de a fi om. A fost un moment emoționant atunci. S-a schimbat ceva. Am văzut oameni de diverse categorii. Am văzut copii, am văzut persoane în vârstă, am văzut adulți, care poate pentru câteva secunde, câteva minute, câteva ore s-au oprit în acest tumult al dorinței de a avea mai mult, de a avea ierarhii, construcții, de a spune că dacă stau într-o vilă pe coasta de Azur, ce spuneați și dumneavoastră? A fost un moment. A fost un moment care a rămas la inima tuturor, cred eu, 17 mai 2014. Mi-aduc aminte, eram acasă atunci, că între timp după aia am mai plecat așa. Și mi-aduc aminte cu mare drag de acel moment. Din toate colțurile diecezei, creștinii, catolicii, ei au fost mai mult implicați atunci și au venit pentru că ne impresionează, iar spun, oamenii frumoși. El ne-a adus împreună. E un păstor care a murit pentru turma sa. Pentru că el era păstor, era episcopul diecezei de Iași și era invitat, da, să se lepede de această legătură cu papa, cu biserica catolică. Lasă că rezolvăm, te descurci. Adică te ajutăm noi să te ajungem iarăși să te descurci. Putea să se gândească, spune, las că eu mă descurc, partizez cu ei, vedem niște colțuri. Și ușor, ușor. Apropo de episcopii greco-catolici, sunt 7 episcopi care vor fi beatificați la Blaj, la 2 iunie, când va fi papa acolo. La fel, niciun episcop greco-catolic nu a acceptat. A spus, nu, ce ne oferiți? Chiar dacă li s-au oferit posturi călduți și căldicele, așa, a spus, nu putem să renunțăm la credința noastră. De asta noi am fost împreună să aducem un omagiu unui erou al credinței. Sunt mulți eroi. Sunt mulți eroi care mor pentru tot felul de idei, mor pentru diferite prostii, dar să mor pentru credința ta, pentru să spui încrederea, adică să fii conștient în cine spui tu încrederea și asta să te facă chiar și să mori,
să fii capabil să mergi până la moarte și să nu cedezi, e un exemplu pentru toți. Martirii sunt un exemplu pentru fiecare dintre noi. Sângele martirilor, spunea Tertulian, este sămânța creștinilor. Dacă noi suntem astăzi o comunitate înfloritoare în dieceza de Iași, pentru catolici mă refer în mod special, sunt și mulți martiri ortodoxi, nu neg lucrul ăsta. Dacă noi suntem astăzi ceea ce suntem, este și datorită acestei jertfe a episcopului Anton Durcovici. Pentru că oamenii s-au strâns, au păstrat memoria lui și și-au dat seama, dacă altul a putut să facă, să rămână fidel, chiar în timpul comunismului, și ne vorbea și preasfințitul Petru Gherghel de exemplul acesta, noi cum să nu mergem și să rămânem fideli credinței noastre? Cu jertfele, cu suferințele pe care le-au trăit în acea perioadă. Episcopul Durcovici a murit în 51, dar perioada comunistă, jumate de secol, a fost cu adevărat tulbure, dificilă. Mi-a atras atenția această imagine, este o imagine superbă, nu v-am trimis-o eu, ați găsit-o. M-am încercat, colegul meu, dar uitați câtă umanitate la Papa Francisc. Acest copil trebuia să-i pună o întrebare papei, ce s-a întâmplat cu tatăl meu care a murit și ne s-a spus că tata era ateu. Ce se întâmplă cu el? Și copilul nu putea să spună și a venit, l-a chemat papa și a spus, spune-mi, Mateo, parcă se cheamă, sau Mateo, dacă nu mă înșel, ce vrei să-mi spui? Și a spus, tata mea a murit, el era ateu, el este în cer? Și papa a spus că, nu știți, mi-a dat voie să vă spun și vouă întrebarea și... E adevărat, n-a spus că nu putem să spunem este în cer sau în iad, sau, dar a spus așa, dacă un tată care și-a botezat 5 copii, fără să fie creștin, da, fiind ateu, a făcut un astfel de gest, înseamnă că este un tată brav, un tată bun, care a dorit binele pentru copiii săi. Chiar dacă poate el n-a simțit acest lucru, dar a făcut tot, a încercat să facă bine pentru copilul său și a întrebat pe toți acolo, ce credeți? Un astfel de tată poate să fie în altă parte decât într-un loc privilegiat? Și cu toții au răspuns sigur că trebuie să fie într-un loc. Nu a spus nici în cer, nici în... E un tată bun, nu? Dumnezeu îl iubește și pe acest tată, nu-i așa? Și cu toți au răspuns. Că ați folosit acest exemplu. Mă mărturisesc că am fost întristat anul trecut. Am ajuns și la referendum. Vă întreb pe dumneavoastră, e importantă familia? E importantă familia tradițională? Eu am fost întristat, cetățean român fiind, de parte de politic, de parte de interese, faptul că am ajuns la momentul în care a trebuit să punem la supuneri unui plebiscit, dacă e normal, dacă e bine să fie o familie tradițională. V-aș întreba în calitatea dumneavoastră, dincolo de calitatea oficială pe care o aveți, preot, încotro ne îndreptăm. Sodoma și Gomora, mulți o privim așa ca pe un moment excentric. Tare mi este mie teamă că nu am înțeles nimic. Da, numele acestor localități distruse din cauza anomaliilor, da? Au fost distruse. Noi am avut această invitație, această dorință de a face un noi românii. Sunt dintre cei 3 milioane de persoane care, dintre cele 3 milioane de persoane care am semnat, am spus că este o inițiativă bună, democratică. La fel. Haideți să mergem, dacă se poate și dacă sunt și alți români să semneze pentru o astfel de inițiativă, de ce nu? Și hai să facem lucrul acesta. Marea mea dezamăgire a fost când am văzut piedicile care au fost puse tocmai de către cei care spun ei că respectă democrația în România. Și un singur lucru aș vrea să amintesc, adică cu ce este un caz la întâmplare, așa. Da. Cu ce este mai democratic o inițiativă, care are în spate 800.000 de semnături față de o inițiativă care are în spate 3 milioane de semnături.
și se întâmplă în zilele noastre, în România, sigur, și e o tristețe în acest punct de vedere. Mergem mai departe. Sigur, familia nu este nici tradițională, nici modernă, nici familia este familie. Pentru că noi ne-am născut într-o familie. Dacă noi avem amintiri și dacă suntem astăzi, suntem pentru că a fost un tată și o mamă și prin conlucrarea lor am ajuns în această lume. Nu există alt stil, nu se poate, chiar dacă am încercat tot felul de tehnici și de medicale, nu se poate. Iar viitorul unei societăți, doar așa poate să fie, să existe o societate, prin conlucrarea, prin realizarea unei celule, nu? Care este familia, formată din bărbat, femeie, capabile aceste persoane să dea naștere de copii ai viitorului României. Pentru că statul, încă un lucru, nu vrea să, normal, n-ar trebui să protejeze niște obiceiuri sau niște moduri, așa, plăceri, da? Statul, dacă protejează familia, nucleul acesta familie, îl face pentru că în cadrul unei astfel de familii, bărbat-femeie, se poate naște un copil care îi aduce viitor statului din punctul ăsta de vedere. Și de aceea noi am susținut. N-am mers neapărat să prin violență sau vedeți, faceți că dacă nu vă ia satana sau că dacă nu... Noi am prezentat și chiar asta mi-aduc aminte. Veneau tot felul de întrebări și noi am răspuns. Chiar dacă ne-am ridicat multe persoane, tineri, nu este așa de dureros. Când vedem că tineri au luat acest mesaj pentru că noi ne-am preocupat de familie ca și cum iar o fac politică. Și mi s-a întâmplat lucrul ăsta, e o durere. A fost deturnat din nefericire mesajul. Din cauza, noi știm motivele situației politice din România, tristeții, dezamăgirii care au fost, dar și porniți, adică și pornită o astfel de... Antrenați unii dintre de asta, indivizi. Dar vreau să vă mai spun un lucru. Așa cum cred că s-a întâmplat cu comunismul, au fost 50 de ani. Cine se gândea că după 50 de ani o astfel de construcție va ceda, se va distruge? Eu cred că totuși ideologiile acestea noi, știu că sunt mulți dintre tinerii care ne privesc, au o și încurajăm că îi văd că vorbim despre lucruri, știu, fără de ură și fără de pertinire, da, dacă se mă refer la istoricului Tachitos. Pentru unii știu că acest cuvânt, iubire, e un concept așa de frumos. Iubirea nu se votează. Sunt alte feluri. Chiar credeți-mă, sunt foarte conștient. Iubirea vine, e un concept creștin, vine la Hristos. El a dat demnitate femeii. Noi am fost cei care, bărbații, care nu prea am știut să respectăm acest lucru. Dar, asta spun, sunt aceste mode, atâtea ideologii care apar și atâta timp cât nu au acoperire în realitate, eu cred că vor dispărea. De aceea mie nu mi-este frică. Vă spun sincer, unii spun, vai, ce o să fac, luptați acum, că vin tot felul de ideologii, ce o să se întâmple, bărbat cu bărbat, femeie cu femeie, nu mai există o realitate. Eu zic că este o modă, pentru că în interiorul persoanei, normalitatea o simțim. Acum nu spun că e normal, dar o simțim fiecare și marea majoritatea oamenilor simt acest că bărbatul se îndreaptă spre o femeie, iar femeia se îndreaptă spre un bărbat. Aceste ideologii, aceste dezacorduri, să zicem așa, eu zic că vor dispărea. De ce? Pentru că nu au acoperire în realitate, nu au fundament. Și toate acestea care sunt creații omenești, artificiale, eu cred că dispar. Cred că vor dispărea. Mai devreme sau mai târziu. Problema este că sunt acești copii care se nasc și sunt cumva bulversați din anumite situații, circumstanțe. Dar nu trebuie să ne fie frică. Eu privesc la Papa Francis și spune sigur, nu vă fie frică, încercați să dați un mesaj, răspundeți oamenilor și noi ce vrem să facem, să transmitem, repet, cel mai frumos mesaj pe care îl are biserica, este mesajul mântuirii. Asta vrem noi să transmitem în primul rând. E important. Pe de altă parte, vorbeam de Săptămâna Mare. Cât de important este din când în când să ne liniștim, să ne reculegem, să încercăm, bun, am putea lua de râdere că dacă mi s-a dat o palmă pe un obraz, să întorc și celălalt obraz. Alții spun că, bun, de ce? E o săptămână importantă.
De ce e important acest moment? Pentru noi ființe, el se repetă an de an, dar măcar pentru câteva ore, pentru câteva minute, să ne împăcăm, cred că a trebuit să ne împăcăm noi cu noi. Sigur. E de fapt toată această perioadă a Postului Mare, sunt 40 de zile dedicate acestui exercițiu spiritual, acestei diete spirituale pe care putem să o facem și în toată această perioadă noi suntem invitați să ne îndreptăm spre celălalt, spre celălalt cu un C mare, spre Dumnezeu, dar să ne îndreptăm și spre celălalt de lângă noi, mai mult decât de obicei. Pentru că iureșul, agitația zilnică ne poartă și vorbeam înainte de... Și eu am simțit. Cu toții! Sunt preot sau aș putea să spun, m-am nevoit în această perioadă de... am simțit, a trecut timpul și parcă am făcut așa de puține pentru sufletul meu. Și suntem în săptămâna aceasta mare. Mai avem câteva zile până la noi catolicii, până la solemnitatea Învierii Mântuitorului. E un timp în care să ne gândim mai mult la noi, la sufletul nostru și să ne îndreptăm, spuneam, spre Dumnezeu, să mai ridicăm un pic ochii de la pământ. Pentru că atunci când ne ridicăm ochii de la pământ, îl putem vedea pe cel de lângă noi. Atunci când noi privim doar la lucrurile astea pământești, să aduni, să faci, să crești, să faci o casă, vezi vecinul care un etaj în plus, tu trebuie să faci trei în plus, trei, eventual, mașină, și excursii și așa mai departe. Și atunci neglijăm lucrurile care sunt esențiale. Familia, da? Sufletul pe care îl avem. Avem fiecare o misiune pe care trebuie să împlinim în această lume, dar trebuie să ne și ducă spre mântuire, împlinirea și spirituală. Și de asta eu zic că este un timp în care să ne mai regăsim pe noi înșine, să vedem, suntem pe drumul cel bun. Mai avem ceva de făcut, nu cumva am deraiat, unde mă aflu? Numai că vedeți, e un timp și spunem că în timpul ăsta trebuie să facem acest lucru. Nu-i nevoie sau nu trebuie să ne gândim doar în această perioadă, știți? Noi suntem creștini de multe ori sezonieri. Adică vine Crăciunul, am făcut acolo o pregătire, ne-am spovedit, poate am făcut-o și repede. Mecanic, așa, am bifat acel moment. Am făcut sărbătoarea, vine Paștele, iarăși mai vedem ce putem face ca să mai recuperăm. Uite, acum îngrășăm porcul, acum e mielul, înainte de Paște. Atunci hai să... E adevărat, noi suntem cam sezonieri în ceea ce privește viața de credință și de aceea cred că zilele astea ne aduc aminte mai mult despre cine suntem noi. Suntem oameni. Suntem înainte de toate fii copii al lui Dumnezeu. Ne mai aducem aminte despre milostivirea lui Dumnezeu. Câte a făcut El pentru noi, sau mai bine zis, ce a făcut El pentru noi. Și ne gândim la Mântuitorul, la Hristos, care a venit printre noi, a stat cu noi, ne-a învățat cum să ne comportăm, ne-a arătat și cum să luăm această suferință și ne-a arătat că se poate duce. Și chiar și moartea, atunci când este cu Dumnezeu, ne poate duce spre înviere. Ăsta este exercițiul pe care îl facem noi an de an, în săptămâna mare, în săptămâna patimilor, să ne reamintim că suntem fragili, așa de fragili, orice construcție și noi oamenii, și construcțiile omenești sunt fragile. Nu mai vreau să amintesc iarăși ce s-a mai întâmplat ieri, nu? Când spui construcțiile mari, care vezi așa de frumoase, impunătoare, și se distrug. Notre-Dame de Paris, am văzut ce s-a putut întâmpla. Tocmai, câtă tristețe a provocat acest lucru. Asta vreau să scot în evidență, să ne amintim de condiția noastră. Nimeni, dragii mei, dragii noștri, scuzați, nu mă vreau acum să... nimeni nu ne cere lucruri extraordinare. Nu ne cere Dumnezeu să stăm acum cu mâinile împreunate, să știți că dacă vrei să te faci sfânt, trebuie să mergi la biserică în fiecare zi, trebuie să spui rugăciunile dimineața, seara, trebuie să nu știu ce lucruri extraordinare să le faci. Nu cere nimeni lucrul ăsta. Dar să punem un pic din Dumnezeu în viața noastră de fiecare zi, să te mai gândești și în activitățile zilnice. Papa Francisc, în exhortația, a dat o carte, exhortație apostolică anul trecut, Gaudete et exultate, despre sfințenie.
vă recomand să o citiți, pentru că este așa de, e ca o scrisoare, e ca o, în care nu ne vorbește despre persoanele acestea sfinte pe care le avem în trecut sau în prezent și care sunt trecute în calendar. Ne vorbește despre cum să ne sfințim în viața noastră de fiecare zi. Spunea, este sfântul acela de vis-a-vis. Câte bunici, poate nu ne amintim, care, despre care putem să spunem cu adevărat, era o sfântă. Mamele noastre care s-au sacrificat, care au mers la serviciu sau poate acasă. Mama mea e casnică, a fost și a mers la muncă, poate nu mergea așa des la biserică, dar modul ei de a se sacrifica pentru noi copiii, ăsta este un mod de a-ți împlini viața. Dăruirea pe care o ai pentru celălalt, soțul, soția și invers. Sunt lucrurile acestea simple pe care de multe ori noi uităm că acestea ne poartă spre împlinire, spre mântuirea noastră. Și asta ne învață săptămâna mare. Trecem prin suferință. Avem de parcurs un drum al crucii. Sunt momentele acestea dificile. Și împreună cu Hristos, privind spre El, spre această cruce, ne orientăm privirea noastră spre Dumnezeu. Pentru că ne dăm seama că această cruce nu ne copleșește, nu ne duce la disperare. Asta ne învață săptămâna mare și dacă ne învățăm așa de bine, rămânem cu această învățătură pentru viața noastră și ulterioară. Pentru că crucea, împreună cu Dumnezeu, împreună cu Hristos, poate fi dusă pe sus, nu târâită. De multe ori simțim apăsați de această povară a crucii, dar prin ea, acceptând-o cu seninătate, chiar dacă durerea, suferința este enormă, poți să ajungi la înviere. Asta este finish-ul. Nu crucea, nu moartea, dar este învierea, ultimul cuvânt. Și aș mai vrea să amintesc încă un lucru. Noi avem 40 de zile de post. De multe ori, creștinii sunt considerați niște oameni chirciți. Spui, băi, ăștia sunt cu crucea, privesc la Hristos, au și crucile învechiți, înapoiați, ei da. Cu suferința asta. Mie nu-mi plac creștinii ăștia. Sincer, eu nu suport când aud unii care spun, vai, cât vreau să sufăr din iubire față de Hristos. Nu cred că cere nimeni să ne automutilăm. Credința nu este o automutilare. Credința este cea care ne poartă spre libertate. Spre un echilibru, spre un zâmbet, spre o echilibrare interioară. De aceea, după 40 de zile de post mare, noi avem 50 de zile de Paște. Este duminica lungă, duminica mare, în care noi să ne obișnuim cu bucuria învierii. De asta, în general, și Biserica Catolică în Occident, vedeți, aceste biserici înalte, catedralele înalte, este stilul gotic, care cumva pleacă și vrea să străpungă cerul. Și oamenii au această, în bisericile catolice, posibilitatea de a ridica capul și să privească spre înalt, să vadă lucrurile înalte, nu? Este un mod de a gândi credința. O haină exterioară de a gândi credința. În Biserica Ortodoxă, de exemplu, este cealaltă latură. Ce frumos se completează aceste două rituri, aceste Biserica Bizantină, în care te invită la meditație, la rugăciune, să-ți pleci capul când intri într-o biserică, într-o mănăstire, te mai pleci un pic și te nevoiești. Este cealaltă latură a credinței, a omului. Suntem oameni simpli, mici, umani, pământ, ne plecăm, dar totodată suntem și oameni răscumpărați, în care putem și care putem să privim spre Dumnezeu și să-L numim Tată. Asta este ceea ce ar trebui noi să facem în aceste zile. Să ne amintim mai mult despre ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi și cât de mult ne iubește. Papa Francisc spune și repetă, nu Dumnezeu este Cel care obosește să ne ofere iertarea și milostivirea Sa. Noi creștinii suntem cei care obosim să cerem iertare. Dacă am fi mai conștienți de acest lucru, că suntem oameni simpli, cu slăbiciunile noastre, fiecare dintre noi, și eu, și dumneavoastră, cei care ne privim, dar să nu ne dorim neapărat un upgrade, un update la viața noastră. Este ceea ce s-a întâmplat, eu zic, cu Adam și Eva.
I-a spus, no, noi suntem creați, Adam și Eva, dar parcă mi se... Lipsește ceva. Da. Să fim un pic altfel. Hai să vedem dacă mâncăm de acolo. Nu putem să fim noi mai buni, mai... Să nu te mulțumești cu ceea ce îți oferă Dumnezeu. E adevărat că dorim mai mult, dorim perfecțiunea noastră, dar să nu fie aceea tânjală sau să dorești întotdeauna, vreau să fiu ca celălalt, vreau să am mai mult, vreau să fiu... Vreau să atrag atenția, vreau exact, să fiu exact, important. Exact. Ce se va întâmpla, revenind la vizita suveranului pontif, ce se va întâmpla la Iași? Ca să le arătăm, să le prezentăm celor care... Și eu chiar îmi doresc să fie 200.000, să fie 300.000. Dar făcând apel la ce a spus dumneavoastră, nu cifra contează, nu numărul. E clar că și-ar dori foarte mulți oameni să vină și sunt convins că vor veni. Da. Și repet, eu sunt mândru că sunt eșean și trăiesc aceste momente. Erau legate de vizita suveranului pontif. Da, e adevărat, nu numerele, dar sperăm ca toți cei care îl vor întâlni pe Papa să plece de acolo, de la întâlnirea aceasta, cu ceva în inimă, pentru suflet, dar și pentru viața zilnică pe care... Ce va fi la Iași? Haideți să ne oprim un pic la toată această celebrare. Întâlnirea de la Iași se încadrează în toată vizita. Noi știm că va veni, am spus și datele, va veni la București. Nu dacă e neapărat să mai insistăm ce se va întâmpla la București. Vorbim despre ce se va întâmpla la Iași. Vorbim despre ce se va întâmpla la Iași. Papa va veni de la Șumuleu Ciuc după ora 17, după ora 17 seara, la seara de 1 iunie. Va ajunge la Catedrala Romano-Catolică Sfânta Fecioară Maria Regină din Iași, va intra în catedrală, iar acolo vor fi acei oameni privilegiați ai Papei, bolnavii și bătrânii, care de multe ori atât suferă. Atenție, privilegiați. Sunt privilegiații Papei. Și e normal. Și trebuie să înțelegem acest. Exact. Bătrânii, așa de mult ține Papa, le vorbește bunicilor, bătrânilor, de importanța lor pentru tineri, pentru copiilor și pentru nepoți. Intră în catedrală, îi va binecuvânta, sigur, eu acum nu spun chiar fiecare pas, bineînțeles, doar în general, clar. Acolo îi va binecuvânta pe cei prezenți și noi știm că este destul de spontan, poate va lua pe cineva să-l mai îmbrățișeze pe acolo. Știu cu siguranță, așa cum este. De multe ori se întâmplă lucrul acesta. Va ieși apoi, va urca în Papa Mobil și va merge printre mulțime, printre oameni, pentru că am și spus, dorește să-i privească pe oameni, dorește să-i simtă pe oameni aproape și cu Papa Mobilul face acest lucru, e mai ușor. Și merge printre oameni, îi privește, le dă binecuvântare, iarăși noi ne gândim că poate să mai facă niște gesturi astea, eu știu, mai vede vreun copil de acolo sau să știți, pentru securitate nu-i prea... Din acest punct de vedere e foarte dificil. Dar ăsta este el, n-ai cum să-l oprești, la urmă e Papa. Da, corect. N-ai ce să faci. Și va trece prin mulțime, iar apoi se va opri pe scena amplasată în fața aparatului culturii. Acolo întâlnirea ca atare poartă numele de întâlnire mariană cu tinerii și familiile. Asta înseamnă că dacă în celelalte locuri unde se face Sfânta Liturghie, e Sfânta Liturghie și se celebrează împreună, la Iași este un caracter deosebit. Eu zic că este cel mai frumos loc pentru că dă mai mult spațiu laicilor, persoanelor, tinerilor și familiilor. Să-și spună și ele gândurile, sentimentele. Și vor fi astfel de momente în care tineri, familii, vor spune Papei durerile, bucuriile, așteptările pe care le au și suferințele. Nu intru neapărat acum, dar vor fi niște mărturii din partea oamenilor. Papa va asculta aceste mărturii și va avea și un cuvânt larg, va vorbi tuturor celor prezenți, va avea un mesaj special și mai ales fiind tinerii și familiile, vorbeam și despre familie, nu? Tocmai, ați completat mai mult decât... Ei vor fi în centrul special, în centrul mesajului Papei, probabil va atinge diferite subiecte despre România,
este foarte bine informat Papa cu această ocazie despre România, despre Moldova, despre Iași, despre cultura noastră, despre simbolurile noastre, Palatul Culturii. Așa, va fi și un moment de rugăciune împreună și în prezența unei icoane a Sfintei Fecioare Maria. Vom reveni cu mai multe detalii și mai multe... Suntem alături de dumneavoastră, vom mai împărtăși acest lucru. Traducerea cuvântului Papei Francisc va fi făcută simultan, subtitrată, da, pe ecranele care vor fi amplasate în zona pieței din fața Palatului Culturii. Vor fi aproximativ 30 de ecrane, mega ecrane, pe care se va subtitra cuvântarea Papei. Avem deja discuții și cu o frecvență cu un radio pentru a oferi și traducerea simultană prin intermediul unei frecvențe radio și vor înțelege oamenii ceea ce transmite Papa. Aș vrea să vă întreb, cum trebuie să se comporte cineva care ajunge în piață? Cum poți ajunge acolo? Am înțeles că e o procedură și e și firesc și normal. Atenție, că nu, repet, trebuie să respectăm acest moment în, da, adevăratul sens al cuvântului și al momentului. Că ne vom dori cu toții, unii își vor dori să fie gură cască, nu. E important să-i lăsăm pe cei oameni care își doresc într-adevăr să participe. Cum se va face accesul? E nevoie de o procedură specială? Vor fi sectoare? Administrativ vorbind, să explicați dumneavoastră ca să ne înțelegem. Sigur, sigur. Noi vom reveni ulterior și cu mai multe informări. Bineînțeles, e clar din că aproape, vor fi confirmări. Cei care s-au înscris deja în parohii vor primi în perioada următoare niște bilete de acces cu niște însemne, cu niște culori, da, care vor corespunde anumitor zone din proximitatea scenei unde va fi Papa Francisc. Este o zonă delimitată, foarte strictă, și firesc și normal. Și se va intra în acea zonă cu ajutorul acestor bilete. Vor fi porți 7, 8, 10, vor fi mai multe porți de acces în aceste zone. Și bineînțeles va fi și un control antitero, pentru că este un eveniment mai mult decât normal și firesc, sigur, repet, dar sunt lucrurile simple. Dacă mergem la aeroport, acolo se face un astfel de... Dar dacă mergem acum în anumite zone comerciale, cam la fel se întâmplă. Așa, atenție, este, dar nu sunt lucruri extraordinare, de exemplu, un scăunel pentru un bătrânel care vine. Nu este același lucru care se întâmplă la un concert, de exemplu, să vin mulți bătrâni, multe persoane, dar asta spuneam, va fi un control. Vom comunica exact ce se poate aduce și cu ce nu se poate veni. Deci să ne înțelegem, pentru că e important de spus. Așa din este, tocmai. Acest lucru. Va fi și zona online, de exemplu, care va merge, eu știu, cei care se înscriu online merg până spre venirea Papei Francisc, pentru că este mult mai simplu. Te-ai înscris, ai primit biletul și ai zona ta, la fel, o să se treacă printr-un filtru din acesta. Și apoi, cât privește parcarea, pentru cei care vin din zona Bacăului, din zona romanului Bacăului, va fi stabilită o parcare în zona, noi vedem, Iera, în comună, zona Iera, da, o parcare comună pentru mașinile mici. Autocare, mașini personale. Mașinile mici, pentru, da, că vă spun și de ce. Și din zona Răducăneni, Huș, Vaslui, da, și din partea aceasta, altă, va fi o zonă pentru astfel de parcări, pentru că deja s-au anunțat aproximativ 3.000 de mașini mici și atunci trebuie să gestioneze un pic. Sunt iarăși și peste 300 de autocare care s-au anunțat și pentru asta se are în vedere splaiul Bachului. Atunci pe ambele sensuri vor putea fi parcate aceste autocare și se poate ajunge mai ușor la palat, pentru că este simplu. Și e mai ușor să mai mergem și pe jos un pic. Dar și din partea municipalității primăria este toată disponibilitatea, primarul Mihai Chirica a și spus, a și fost prezent la comunicările noastre. De altfel, noi organizăm împreună aceste parteneriat solid și important. Este un parteneriat și, sincer, foarte frumos. Un parteneriat frumos, e o înțelegere, ne întâlnim, avem întâlniri dese. Am observat și e bine, e viața comunității. Exact. Și din partea primăriei sunt mașinile. De ce să nu fie așa?
Și în același timp să ne înțelegem în acele 2, 3 ore, 4, 5 ore, să ne gândim că vor fi foarte mulți oameni prezenți în Iași. Eu cred că ar trebui să fim un pic mai răbdători, să nu mai ne enervăm că de ce nu merge tramvaiul, să știm că e un moment important, da. Să înțelegem că vor fi niște restricții de circulație, e evident, așa cum sunt și la Sfânta Parascheva, să spunem, iată un pelerinaj important. Știu că unii nu, știu că poate nu lăsăm acest mesaj. Da. Noi știm că unii poate nu vor să participe și știm că nu ne vine bine, dar chiar vă rugăm să fiți îngăduitori cu noi pentru acea zi, pentru că unii oameni, dacă dumneavoastră sau cei care nu vor să participe, vor să facă altceva, este ok, dar să dăm posibilitatea celor care cu adevărat vor să participe și să participe frumos la un astfel de eveniment, să poată să o facă. Așadar, sunt lucruri puse la punct de pe scenă, Papa va pleca apoi spre aeroportul din Iași, se va duce la București și sigur va continua programul, pentru că a doua zi, la 2 iunie, va fi la Blaj, o altă celebrare încărcată de semnificații cu ritul beatificării celor 7 episcopi, o recunoaștere, nu? A credinței și a martirului. Dar la Iași, particularitatea aceasta, întâlnirii cu laicii, cu persoanele, cu tinerii, cu familiile, și toată această întâlnire se desfășoară sub privirea Sfintei Fecioare Maria. Repet, întâlnirea Mariană, adică Sfânta Fecioară Maria, cu tinerii și familiile. Adică toată întâlnirea, de fapt, se desfășoară sub privirile Sfintei Fecioare Maria, pentru că logo-ul o înfățișează pe Sfânta Fecioară Maria. Ne aducem aminte de 99, când a venit Ioan Paul al II-lea și când a numit România Grădina Maicii Domnului. Și, apropo de acest lucru, avem o singură mamă, Sfânta Fecioară Maria este și mama noastră a catolicilor, și mama ortodoxilor, și mama tuturor creștinilor, mama tuturor cei care o acceptă sau nu acceptă. Deci este o unică mamă, iarăși, să mergem împreună sub acest simbol. Și credem că va fi un mesaj special pentru toți cei prezenți. Eu consider că va fi un moment, repet, revin la istoricul, învățăcelul din zona istoriei, e un moment epocal pentru ceea ce înseamnă orașul Iași, să ne gândim doar la faptul că este cel mai mare oraș de la granița de est a Uniunii Europene. Vorbeam de întâlnire emblematică, epocală, între oficialul, cea mai înaltă figură a Bisericii Ortodoxe Ruse, suveranul pontif, s-a întâlnit, cum ați spus și dumneavoastră, a fost o primă întâlnire, s-au deschis anumite porți, Iașul, prin Sfânta Parascheva, pentru creștinii ortodoxi, este cel mai important centru de pelerinaj ortodox al României, nu folosesc cuvinte mari, deși mi-aș dori, ca ortodox fiind, să mai lăsăm bâlciul un pic și să mergem și să ne reculegem, să fim, cum ați spus și dumneavoastră, nu trebuie să suferim, ci pur și simplu să zâmbim și să credem, dacă vrem să credem. Și acele momente mai de suferință, adică le accept când vin de la sine, de exemplu, și le acceptăm. Și naturale, da. Va fi un moment istoric. E un moment istoric pentru orașul nostru. Orașul nostru, iată, a fost și anul centenar, să nu uităm, orașul Iași a oferit pentru fundamentul României mari, României moderne, sacrificiul său. Și cred că e și o recunoaștere a acestei zone, a acestui oraș, care într-adevăr e important. Cu atât și, va fi și capitala tineretului. Da, iată ce s-a legat, frumos se potrivesc aceste momente. Dar pe lângă acest lucru, clar că Iașul este foarte important pentru România, și pentru catolici, pentru că este sigur un centru al tuturor ortodoxilor, să zicem, din zona Moldovei și a Bucovinei, dar și pentru noi, pentru că și aici și noi avem episcopia noastră, sediul episcopiei, este catedrala noastră, catedra e locul de unde este episcopul. Dar trecând peste aceste lucruri, în 1999,
Când a venit Papa Ioan Paul al II-lea, atunci nu a putut să ajungă în mai multe zone și ar fi dorit. Era un vis pentru el și la plecare din România chiar a spus, vă încredințez visul meu. Spunea că mi-aș fi dorit să vă întâlnesc, mai ales față de tineri, mi-aș fi dorit să vă întâlnesc pe toți. Nu s-a putut, dar vă încredințez visul meu de a fi împreună. Și asta era chiar cumva visul pe care l-a lăsat, să fim împreună și să dea Domnul să fim o singură biserică, să fim una. Și a oferit acest vis. La 20 de ani de la acest moment, Papa Francisc, în alte situații, într-un alt context, poate să meargă și în diferitele zone din România și în toate cele trei, iată, zone istorice. Echilibrat și corect ales. Sigur, și cred eu că pentru el este și un semn de predilecție. Să știți că în Europa, dacă facem și o destănuire, poate nu ați aflat, nicăieri în Europa, nicio țară nu a stat 3 zile. Știu asta. Și atunci, pentru noi, nu știm ce a găsit la noi așa de mult, dar cert este că toate aceste particularități, toate locurile pe care le va vizita, vor merge sub acest motto, să mergem împreună. Va avea vizită de stat. La Palatul Cotroceni va întâlni pe președinte, primul ministru, reprezentanța ai societății civile, ai corpului diplomatic. Va avea și o vizită ecumenică. Va întâlni pe preafericitul părinte Daniel la Palatul Patriarhiei și Sfântul Sinod Permanent al Bisericii Ortodoxe. Iarăși în Catedrala Nouă va fi o astfel de întâlnire la București. Apoi, întâlnirea cu credincioșii catolici din diferitele zone și cu toți cei de bună voință. E un program așa de larg, imaginați-vă, la 82 de ani, Papa Francisc are 82 de ani și totuși, iată că vrea să meargă și să ajungă în toate aceste locuri. Și spuneam că și pentru ea și e important acest lucru. Sunt tinerii. Sunt mulți tineri. Apropo, am rămas surprins. Noi încă vin tinerii la biserică și asta ne bucură. Iar aseară au fost pe Cetățuia, au făcut calea Sfintei Cruci. Am rămas impresionat cât de mulți au mers și au făcut această donație. Și nimeni nu i-a obligat. Așa au simțit. Și nimeni au simțit. Chiar ne-au cerut. Vreau și eu să merg. Mi-au spus când să pleacă. Da. Zis, dați aici, aveți informațiile pentru acest. Nimeni. Tinerii, poate multora li se pare rău că ei cu religia, cu credința, cu așa, mai lasă mai după, da, mai încolo. La greu. Dar să știți, atunci când îi implici pe tineri și din partea bisericii, noi vedem dorința de a se implica. Avem zilele mondiale ale tineretului. În ianuarie a fost în Panama anul acesta. Să-i vezi pe tineri cum strigau pe stradă știind că toți sunt împreună credincioși, au venit cu un scop acolo, cântau, se rugau, se salutau între ei. Este această atmosferă a credinței. Pentru că doresc tinerii să-și manifeste această credință. Din păcate, contextul în care ne aflăm, școala, de multe ori, anturajul, îi mai opresc așa aceste situații pe tineri să-și manifeste credința lor. Dar Papa Francisc, apropo de ceea ce ține de tineret, în ultima perioadă s-a axat foarte mult și sinodul care a avut loc la Vatican a spus pentru tineri. Cum putem să facem ca să ajungem la inima tinerilor? Și a chemat, au fost comisii de tineri, au fost în toată lumea cu întrebări. Spuneți, ce vreți să discutăm? Care sunt așteptările voastre? Pentru că noi, preoții, cardinalii, sigur, noi putem să venim cu anumite învățături, mesaje, dar haideți să voi, care sunt așteptările voastre? Cum ar trebui noi să ne adaptăm mai mult vouă? Adică să venim cu un mesaj pentru voi, pentru inima voastră. Mesajul rămâne același. Da? Fundamentul, valorile, dogmele rămân același, dar biserica încearcă în ultima perioadă, cel puțin în ultimii ani, să articuleze mai bine acest mesaj, să ajungă mai mult la inima omului și să-l facă pe om să înțeleagă mai bine menirea sa. Și
ceea ce ține de suflet, de spiritualitate. Și asta ne dorim în continuare. Apropo, în Panama, le-am vorbit tinerilor pe limbajul lor. A spus, vedeți, pe timpul Sfintei Fecioare Maria nu erau mijloace de comunicare socială, nu era social media. Social media, dar să știți că Sfânta Fecioare Maria a influențat, a fost un influencer, chiar a folosit acest lucru pentru o sumedenie, o mulțime de oameni. Apoi iarăși spunea despre hub, nu? Adică credința ca un hub, să vii și după aia să se răspândească peste tot, prin intermediul vostru, al tinerilor, pentru că sunteți entuziaști. Papa vorbea la un moment dat cu tinerii și spunea că au venit la mine, povestea, niște tineri, când era arhiepiscop în Buenos Aires, și vorbeam cu tineri, dar voi de ce nu mergeți la casa aia de bătrâni să stați de vorbă cu bătrânii aia? Și tinerii spune, da, ce să vorbim noi cu ei, ce să facem? Haideți să încercați, uite, luați chitara, mergeți, cântați, mai vorbiți cu ei. Și spunea papa, nu mai puteam să-i dezlipesc de bătrânii aia. Au început să se privească, să vorbească, să zâmbească, și bătrânii au început să intre în dialog cu tinerii și nu mai puteam să-i dezlipesc. Și ăsta este mesajul, nu? De a folosește papa iarăși, de a părăsi canapelele acestea comode și să mergem și să ne implicăm din spațiul ăsta de confort, nu? Să părăsim zona. Să ieșim puțin din acest spațiu de confort. Și timpul acesta în care putem să... Și acum. Și pentru totdeauna, aș spune eu, pentru că prea mulți oameni văd la extremă că apelează la credință. E când e bine, cred că tocmai atunci, din când în când, ar trebui să... Prea mulți oameni văd, și am asistat la niște scene, de ce când suntem la boală, când suntem la ananghie, ca să spun așa, doar atunci și tot acolo apelăm. Eu cred că, așa cum am văzut o imagine impresionantă, catedrala din Bruxelles, e o intrare, vedem frumos, pentru cei care au mai citit poate Infernul, poate ceea ce înseamnă creația, apropo de Dante, m-a impresionat acel loc care mi-a arătat de unde pot pleca, unde pot ajunge, ce trebuie să fac. Deja sunteți contactat. Eu vă mulțumesc frumos pentru apropo vă de ultimul acest cuvânt al dumneavoastră. Da, apropo, și chiar aș vrea să amintesc și celor care ne privesc. Apropo de ce spuneați, că ajungem doar la anumite momente, am să... Nu, nicio problemă. Sunt convins că activitățile vă solicită. Spuneați că apelăm rar. Faptul că nu facem un exercițiu al credinței noastre, dacă lăsăm doar pentru o perioadă sezonieră să mergem la biserică sau să ne spovedim sau să participăm la sacramente sau la taine, ne este foarte greu. Și mie totdeauna îmi vine în minte exemplul cu automatul de cafea. Da? Când mergem noi, vrem să luăm unul la aeroport sau așa, să luăm o cafea, punem bănuțul acolo, am apăsat pe buton și să iasă cafeaua. Se mai întâmplă uneori să nu iasă și să-ți vine să dai cu piciorul că și nu... Și chiar mai și dai și piciorul. Și cam asta se întâmplă de multe ori. Cred că și în viața noastră de credință avem de multe ori impresia că așa se întâmplă. Adică vine o problemă, avem o încercare, avem o nereușită și atunci mergem la Dumnezeu și spunem ca la autonom, vin acum, pun o rugăciune, acum e momentul, mă duc la slujbă, fac o pomană, așa, și Dumnezeu trebuie să-mi răspundă, să scoată răspunsul și împlinirea rugăciunii mele. În viața de credință nu este așa. Cel care este, asta este doar o religiozitate, o pură religiozitate. În viața de credință este un pic altfel. E ca acel copil când merge la magazin cu mama și copilul merge la rafturi și spune vreau asta, vreau asta, și mama îi spune tu nu ai nevoie de lucrul ăsta. Și copilul începe să plângă. Și chiar dacă plânge, mama nu ia, pentru că știe că nu-i trebuie, n-are nevoie de acest lucru. Eu așa văd o adevărată credință și până la urmă copilul, chiar dacă nu înțelege, se liniștește că n-are ce face oricum. Cam așa este, cred eu, și în viața noastră de credință. Să avem încredere în Dumnezeu, că dacă nu ne răspunde imediat la cererile pe care le facem noi, la butonul nostru, știu ce opțiune am făcut noi pentru cafea, espresso, latte macchiato sau alte lucruri, știe Dumnezeu. Și
mai devreme sau mai târziu va răspunde altfel decât noi ne așteptăm, dar va răspunde mai bine decât ne-am fi așteptat. Pentru că eu cred că așa este Dumnezeu. Ne răspunde cum știe El că e potrivit pentru noi. Și apropo de încheiere, celor care, catolicilor care săptămâna aceasta, iată, ne îndreptăm spre solemnitatea învierii, dați-vă timp, vă doresc lucrurile astea, opriți-vă un pic, găsiți moment și pentru sufletul vostru și abia aștept ca să ne întâlnim după două săptămâni și cu frații ortodoxi și să ne salutăm cu toții, Hristos a înviat, adevărat a înviat. Pentru că asta este cea mai mare frumusețe, când toți creștinii merg împreună, atât cât pot. Și de aceea să dea Domnul să ne apropiem mai mult unii de alții. Iar venirea Papei Francisc, eu cred că va fi un astfel de moment important pentru viața noastră. Eu mulțumesc din suflet. A fost o ediție, iată, 283 de ediții. Pe mine m-a încărcat într-o manieră emoționantă, plăcută întâlnirea cu dumneavoastră. Vă urez mult succes, vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația noastră, vă asigurăm de toată deschiderea și de tot parteneriatul pe care putem noi să vi-l oferim în zona media. Să așteptăm acest moment ce ține de 1 iunie, să-l așteptăm pe Suveranul Pontif, repet, că suntem ortodoxi, că suntem catolici, musulmani, orice altă confesiune, suntem oameni. Și frați. Și mai important, preot Adrian Blăjuță, dieceza de Iași a Bisericii Romano-Catolice, mult succes în ceea ce întreprindeți dumneavoastră, multă liniște, să le urăm liniște celor care ne-au urmărit, să așteptăm acest moment, repet, este un moment epocal pentru ceea ce înseamnă orașul, comunitatea, Moldova, România, sunt cele trei zile. Ați aflat lucruri extrem de interesante și cum a spus și dumneavoastră, măcar pentru câteva momente să ne oprim și să ne gândim la noi. Dacă dăm din mâine, era un comentariu, vrăjeală, mai dăm și noi din mâine, nu e nicio vrăjeală. Am încercat să vă aducem în fața dumneavoastră și vă mulțumim că ne-ați urmărit într-un număr atât de mare. Și o frântură, mass media, repet, credința mea asta este, că mass media poate oferi dincolo de noră pentru mama, bunică pentru tata, ferma, neferma, sunt fierbinte, nu sunt fierbinte, și și datoria noastră, a proiectului nostru, tocmai de aici am plecat, în a oferi, din când în când, și asemenea momente și asemenea dialoguri. Oricât de milionare am fi, oricât de nemilionar n-am fi, oricâte mașini am avea sau n-am avea, oricât am merge pe jos, oricâte încălțăminte, dacă a noastră încălțăminte e ruptă, important este să mergem mai departe și să fim convinși că nu sunt, și să nu mergem către divinitate sus, doar ca la tonomat, că ați prezentat perfect această relație pe care o avem noi. Nu băgăm ceva, până și acea mașină se poate deregla, n-are nicio vină, dar să ne gândim către ceea ce înseamnă forța pe care o avem și cum putem schimba noi, inclusiv pentru cei de lângă noi. E vorba de Suveranul Pontif, e un om. Și de aici pleacă totul. Mii de mulțumiri, mult succes, vom fi alături de dumneavoastră, așteptăm informații proaspete legate de acest moment, vom prezenta și acest eveniment. Aici se încheie această ediție Bezei Live. Vă reinvit să dați un like, un share acestei postări de pagina noastră de Facebook. Bezei, intrați pe Bezei Live pe YouTube. Vă garantez, prin ceea ce a transmis invitatul meu de astăzi, dacă veți revedea emisiunea, nu veți regreta, nu veți pierde nimic. E libertatea dumneavoastră acum să faceți ceea ce vă doriți, dar din când în când cred că această emisiune vă va relaxa, nu va oferi nimic care să vă strânească prea multe evenimente în spațiu public și în spațiu media,
prea ne enervează așa uitându-ne, în loc să ne bucurăm că putem câștiga câte ceva. Eu vă dau reîntâlnire mâine de la ora 15, păstrăm această linie, de data aceasta mergem pe zona educațională, domnul conferențiar universitar dr. Gheorghe Ilie Fârte, Facultatea de Filozofie și de Științe Social-Politice a Universității Alexandru Ioan Cuza, va fi în studioul BZ Life, vom vedea ce înseamnă istoria presei de 200 de ani, vom vedea ce înseamnă relații publice, vom vedea ce înseamnă și zona de marketing politic, vom vedea că lucrurile nu stau chiar atât de simplu atunci când noi ne credem autoștiitori. Trebuie să mai și învățăm de la alții. Încă o dată, mii de mulțumiri, multă sănătate, să fie un moment la finalul săptămânii în care să luăm lumină. Să dea Dumnezeu. Doamne ajută, o după amiază plăcută, numai bine, la revedere!